Bine, v-am regăsit la o nouă emisiune. Eu mântuit, sunt Raul Damian, iar împreună cu mine și astăzi este pastorul Vasilică Croitoru, care de asemenea este și directorul executiv al Alianței pentru Răspândirea Evangheliei acasă, al cultului pendicostal din România. Bine ați revenit în studio. Mulțumesc pentru invitație, cu mare plăcere. Le promiteam ascultătorilor că astăzi. Ne vom opri la soluția pentru omul păcătos, ne plac soluțiile. Uh, mai ales când vin din exterior și cineva vine să ne ajute, să ne rezolve problemele. Acum, uitându-ne în Sfânta Scriptură, Apostolul Pavel, în mod special în FSN, în capitolul 1, vorbește despre faptul că mântuirea a fost planificată de Dumnezeu Tatăl, a fost obținută de Dumnezeu Fiul și aplicată de Dumnezeu Duhul Sfânt. Vedem Trinitatea în obținerea mântuirii, salvării pentru om. Dar pentru cei care nu sunt familiarizați cu scripturile, cum am putea traduce aceste lucruri? Cred că trebuie să vedem în procesul răscumpărării omului un proiect comun al Sfintei Treimii. E interesant ceea ce spuneți, rolurile diferite pe care Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt le-au avut în lucrarea de răscumpărare, dar trebuie să fim atenți să nu le separăm, să nu le individualizăm prea mult, pentru că mântuirea este un proiect comun. De exemplu, în timp ce noi spunem că fiul a suferit pe cruce ca jertfa de ispășire pentru oameni, trebuie să înțelegem că și tatăl a suferit. Despărțirea de fiul Tatăl care l-a adus pe fiul ca șertfă. avem analogia din Vechiul Testament cu Avram care trebuia să îl gerfească pe fiul său, durerea Tatălui la cruce a fost una profundă, când Tatăl pentru clipă a trebuit să întoarcă privirea de la fiul său, iar fiul său să strige Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce mai ai părăsit, când Tatăl ar fi putut să-l salveze, ar fi putut să-l să izbăvească de acolo într-o secundă. Da? Deci, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au fost implicați și emoțional și practic în lucrarea de răscumpărare și ei continuă, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt continuă să fie prezenți și foarte activi în lucrarea de răscumpărare a omului contemporan și până când istoria se va săvârși, se va împlini în, în planul de plin al lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt. Fac parte din procesul acesta. De ce, totuși, vorbim despre Hristos ca singura soluție? De ce nu Krishna? De ce nu Mahomed? De ce nu Buddha? Marele teolog Karl Barth a fost întrebat într-o universitate unde se adresa studenților la o conferință dacă Dumnezeu s-a revelat pe sine și în alte religii. Răspunsul uh, lui Karl Barth i-a șocat pe toți și el le-a spus Dumnezeu nu s-a revelat pe sine nici măcar în creștinism. Și după o, o pauză în care oamenii erau uimiți de direcția în care se îndrepta, el a spus Dumnezeu s-a revelat pe sine în Fiul Său, nu într-o religie. Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca noi să vorbim astăzi despre o religie și să comparăm religiile între ele. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume pentru ca El să rămână standardul și focalizarea noastră atunci când vorbim despre mântuirea omului. Și asta înseamnă că uh, noi trebuie să vedem ce este unic la Hristos. Hristos nu poate să fie pus pe același pedestal cu Buddha, cu Confucius, cu Mohamed sau cu alți întemeitori de religii, pentru că El în natura sa, în esența sa, este diferit în întregime de ceilalți. Hristos a venit de la Dumnezeu pe când toți ceilalți sunt niște oameni care au vorbit despre o cale a desăvârșirii omului, Hristos a avut natura lui Dumnezeu și a fost singurul care a putut să spună Eu și Tatăl una suntem. Buddha căuta calea spre nirvana, spre îndumnezeire. Mohamed foarte clar a spus Dumnezeu nu este măcar Tatăl meu, eu sunt un om care am nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Hristos a putut să spună Eu și Tatăl, una suntem. De asemenea, Hristos a venit să se jertfiască pentru om. Ceea ce n-au făcut nici Confucius, nici Mohamed, nici alții, a venit El însuși să fie jertfa de răscumpărare a Lui Dumnezeu. Dar și contemporanii Domnului Isus Hristos, tocmai aici, puneau problema. Cum te pui tu pe același piedestal cu Dumnezeu? De unde să știu eu că, într-adevăr, Domnul Isus Hristos, despre care vorbim ca soluția pentru mântuirea omului, este Dumnezeu. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, la toată imaginea de ansamblu, nu pentru îndoială că Hristos este Dumnezeu care a venit să răscumpere omul. Deci, dacă vorbim de, ca punct de referință cuvântului Dumnezeu, Martin Luther spunea că Hristos este și centrul și circumferința Bibliei. În esență îl găsești pe Hristos, dar apoi în toată imaginea de ansamblu. A scripturii, îl vezi pe Hristos. Hristos este prezent la creație, dar este prezent și de îndată ce omul păcătuiește, și apoi el este anunțat în prima profeție majoră a Bibliei: este anunțat din Grădina Edenului, că el este cel care va zdrobi capul șarpelui, cel care se va naște din femeie ca să răscumpere omenirea. Deci, noi când comparăm persoana lui Hristos și lucrarea lui Hristos, cu oricare alt întemeitor de religii, nu există nicio posibilitate ca să facem loc pe același piedestal. De exemplu, cum încearcă musulmanii astăzi să spună, oh, noi respectăm pe toți profeții lui Allah, printre care și Isus. Îl respectăm pe Isus. Deci musulmanii vor spune, noi credem în Isus. Noi știm că a fost un mare profet al lui Dumnezeu, dar vor spune la fel de mare profet a fost și Adam. Ei îl consideră pe Adam un prim profet și Enoch și așa mai departe. Deci Hristos este un profet, pe când Scriptura îl reprezintă în, cu totul alte culori într-un alt peisaj. Este Dumnezeu, este una cu Tatăl, a venit pe pământ să fie jertfa de răscumpărare și este singurul care a putut să spună eu sunt calea, adevărul și viața. Și dacă ar fi să ne uităm la toate cele trei cuvinte folosite de Isus aici, sunt esențiale. Să spune, eu sunt cale, eu sunt drumul pe care trebuie să-l urmați, eu sunt adevărul, căutarea de milenii a oamenilor și spune viața. El vorbește acolo despre sursa existenței umane. Nu doar unul care ne ajută să ne îmbunătățim existența noastră, ci spune, eu sunt sursa vieții pentru voi. Iată dacă a fost necesară Venirea lui Dumnezeu, Fiul, pe pământ să moară pentru noi, oamenii păcătoși. Asta înseamnă că problema mântuirii nu este una minoră. Pentru că în lume se pare că așa este privită uh, mântuirea și nevoia omului de a fi mântuit. E ceva minor, ne ocupăm de asta la bătrânețe, ne ocupăm când avem timp, când ieșim la pensie. Acum avem alte preocupări. Existența umană, natura umană, Necesită un mântuitor. Uh, oamenii nu au, uh, sub, niciun, sub nicio formă, controlul asupra existenței lor. Dacă noi am putea să hotărâm zilele noastre, să ne organizăm viața și să spunem asta vreau să fac la 40 de ani, asta vreau să fac la 60, asta vreau să fac la 80 de ani, probabil că ar fi destul de comodă o astfel de alegere. Însă, realitatea este că omul nu este stăpân. Pe suflarea de viață din clipa asta. Și probabil cei care ne ascultă, cei care ne urmăresc, știu foarte bine și au trecut prin astfel de experiență în viață, să aibă pe cineva drag care era în plinătatea puterilor și avea planuri ambițioase și o secundă a fost suficient ca să plece și să dea ochii cu Creatorul. Din pricina aceasta, noi nu putem să așezăm întrebările acestea pentru perioada finală a vieții, ci trebuie să găsim răspunsul de grabă. Și Scriptura spune foarte simplu că astăzi este ziua asupra căreia noi trebuie să focalizăm preocuparea noastră. Astăzi, ce facem noi pentru destinul nostru? Nu se poate să fim întruiți după moarte, după ce murim? După moarte, Scriptura spune că urmează judecata. Nu mai urmează nicio perioadă intermediară. Oamenii au creat tot felul de scenarii de felul ăsta și sunt interesante. Sunt chiar, cum să le numesc, încercări de a scăpa, de a atenua, de a redefini planul lui Dumnezeu. Însă, din păcate, nu suntem noi cei care decidem cum lucrează Dumnezeu. Deci după moarte nu vine negocierea. Nu este niciun, niciun loc, niciun spațiu în Sfânta Scriptură pentru astfel de negociere. Și vedem asta foarte clar și în Vechiul Testament și vedem și foarte clar în Noul Testament că viața omului trebuie să fie trăită cu seriozitate pentru că moartea înseamnă un final. Înseamnă un momentul în care se închide cartea vieții omului, faptele lui și apoi urmează judecata. Și Apostolul Pavel... Spune lucrul acesta și în epistolele sale, și apoi reapare și în epistola către evrei, și apoi și în Apocalipsa: că faptele oamenilor îi vor urma. Deci nu există că te pot urma uh, parastase sau uh, pomeni sau ce mai găsesc oamenii de cuvință să facă pentru cineva care a murit. Nu avem suport biblic pentru aceasta. Uh, faptele tale. Și asta trebuie multă seriozitate și maturitate în modul în care trăim astăzi viața noastră. Ceea ce facem astăzi determină eternitatea. Nu determină o chestiune de moment. În Apocalipsă, apoi ne se spune că s-au deschis niște cărți în care erau trecute faptele oamenilor. Iarăși, nu putem să împrumutăm fapte de la unii la alții. De aceea, cei care încearcă să se amăgească, că pot să trăiască într-un anume fel, pentru că apoi alții să îi răscumpere sau să gândesc ei chiar că ajută pe altcineva dând în numele cuiva, făcând fapte în numele cuiva, mă doare enorm de mult pentru ei, pentru că se amăgesc și sunt victime ale unei învățături extrem de nesănătoase, de biblice. Am asistat la astfel de situații, de mormântări, de uh, momente de durere pentru familii care încearcă atunci... Să rezolve ceva pentru un om care a trăit departe de Dumnezeu. La finalul emisiunii de astăzi, poate convertirea unei persoane să difere de cea a altei persoane? Convertirea este ceva absolut personal. Este uh, ceva chiar intim, aș spune, ceva ce se petrece în, în străfundurile Ființei noastre. Uh, nu este un, un, un proces matematic este mai degrabă mistic, este ceva spiritual. De aceea, modul în care fiecare om se întâlnește cu Creatorul este diferit. Experiența noastră de viață este diferită, căutările noastre sunt diferite, întrebările pe care noi le avem sunt diferite, frământările sunt diferite. De aceea, minunea Evangheliei este că Dumnezeu îi întâmpină pe oameni în locul în care ei se află. Pentru că Scriptura spune Dumnezeu a venit să caute ce era pierdut. Asta înseamnă că pe femeia samariteană de la fântână, Hristos a întâmpinat-o în nevoia ei. Pe Nicodim, Hristos l-a întâmpinat în nevoia lui. Și abordările au fost foarte diferite. Paraliticul, Hristos a văzut care era frământarea lui. Nicodim, Hristos, teologic, abordează discuția cu el. Vreau să-i încurajez pe cei care ne ascultă, pe cei care ne urmăresc, să Aibă încredere că Dumnezeu răsplătește pe cei ce îl caută. Așa spune Scriptura. Fiecare om care este sincer și are o căutare sinceră după Dumnezeu, îl va întâlni pe Dumnezeu. Nu după formulele oamenilor. Nu încercați după niște metode standardizate să-L întâlniți pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să vi se descopere, Dumnezeu vrea să vă întâmpine, vrea să vă caute, dar deschideți-vă inima față de El și lăsați-L pe Duhul Sfânt să vă vorbească, dând la o parte toate celelalte învățături sau păreri omenești. Căutați-L pe Hristos în rugăciune, căutați-L pe Hristos în Sfânta Scriptură Căutați-l pe Hristos în meditația asupra cuvântului său și el se va lăsa descoperit. Mulțumesc și astăzi pastorului Vasilică Croitor, care a fost prezent în cadrul emisiunii Eu Mântuit. Deci, dacă dorim să fim mântuiți, trebuie să recunoaștem că avem nevoie, că noi singuri nu putem și că singura soluție pentru mântuirea noastră este Domnul Isus Hristos, în slujba Domnului Raul Damian.